Bun găsit, dragi telespectatori, pentru că suntem în preajma unei zile atât de mari și importante, Ziua Marii Uniri. Ne-am gândit ca în emisiunea de astăzi să vorbim despre scriitorii români și Marea Unire. Din totdeauna, scriitorii noștri și-au adaptat sufletul la izvoarele vremurilor. Nu au rămas indiferenți de-a lungul istoriei. În orice moment, inima lor a bătut la un loc cu inima românilor. Faptele mărețe ale istoriei neamului au pătruns în conștiința lor, nu numai prin paginile zguduitoare de istorie, ci și prin slovele acestor scriitori patrioți, acestor luminători ai neamului, care au transmis prin cuvintele lor ecoul evenimentelor importante peste veacuri. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost, după cum știm, manifestarea voinței unanime a neamului românesc. Un exemplu la care ar trebui să ne raportăm mereu. Când ne este mai greu, ar trebui să privim în urmă și să-i vedem pe strămoșii noștri uniți în cuget, în simțiri. Totdeauna aceste evenimente au fost oglindite în pagini pline de vibrant patriotism. Presa de atunci, din toate părțile locuite de români, a dat o deosebită atenție creațiilor literare care cântau Marea Unire. Reflecțiile poetului Octavian Goga, de pildă, constituiau entuziasmul care prinsese glas de veacuri în inima poporului român. Iată versurile lui Octavian Goga. Eu sunt oftatul care plânge, acolo în satul meu din deal. Sunt țipătul muiat în sânge al văduvelor din Ardeal. Sunt solul dragostei și al urii, un visător de biruinți, ce port blestem în cerul gurii, drept moștenire din părinți. Un alt scriitor mânat de un patriotism fierbinte a fost Alexandru Vlahuță, care, în cuvinte emoționante, descrie momentul unirii, evocând frumusețile patriei noastre. Și gândul mă duce acum pe cel mai înalt vârf al Carpaților noștri, îmi fac ochii roată și toate podoabele țării mele se dezvelesc într-o lumină de vis, toată mândria doinei țară din țările Tisei până la Marea cea Mare, iată-o întreagă și lămurită. Mare au fost suferințele pe care le-am îndurat, dar mare e și răsplata jertfelor noastre. Poate că niciodată n-a încăput atâta fericire în hotarele țării ce s-a chemat cândva Dacia Felix. Îndărătul nostru e o lume pe care se lasă amurgul, cel din urmă amurg. Înaintea noastră mijesc zorii pe o lume nouă. Iată cuvintele emoționante ale lui Alexandru Vlahuță, ce vede zorii unei noi lumi deschizându-se pentru români. Cuvinte emoționante au fost rostite, au fost scrise de scriitorii poate mai puțin cunoscuți, dar care au vibrat în momentul respectiv, care au fost mari patrioți și mari luptători, cum ar fi cazul lui Onisifor Ghibu, un neobosit militant ardelean pentru cauza națională. El a scris la vremea aceea un articol tulburător, chiar, care a apărut chiar în ziua de 1 decembrie 1918, un articol intitulat Veșnica pomenire
prin care aduce un omagiu celor din trecut care au făcut posibilă unirea, care au făcut posibil marele act. Deci, recunoștința pentru înaintași este un exemplu pe care ar trebui să-l urmăm și astăzi. Iată ce spune Onisifor Ghibu. Astăzi, când visurile de veac iau ființă dinaintea ochilor noștri, cuvine-se să aducem prin osul nostru de recunoștință tuturor acelor prin care s-a pregătit marele act, dar care astăzi nu mai sunt printre noi. Ei nu se pot bucura astăzi, dar se bucură în lumea de dincolo de izbândirea visului lor. Așadar, noi, cei de astăzi, trebuie să cinstim memoria celor de la momentul 1918, celor dinainte care au făcut posibilă Marea Unire. În memoria lor, în cinstea marilor patrioți, să păstrăm vie comoara limbii noastre. La revedere, pe săptămâna viitoare!